Iubiți credincioși, vom mai citi câteva pasaje din învățăturile Sfântului Nicolae Velimirovici, din cartea sa Prin dragostea ta și noi iubim. Am ajuns la 100 de capete, anume 100 de capete de la Mănăstirea Mileșeva, despre înțelegerea creștină a dragostei. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, despre înțelegerea creștină a dragostei, 51. Trupul nu poate nici iubi, nici urâ. Trupul nu se poate îndrăgosti de alt trup. Puterea de a iubi aparține sufletului. Când sufletul se îndrăgostește de trup, nu este dragoste, ci dorință și poftă. Când sufletul se îndrăgostește de alt suflet, dar nu prin Dumnezeu, este ori în admirație, ori în milă. Iar când sufletul prin Dumnezeu se îndrăgostește de alt suflet, fără a ține seama de înfățișarea trupului, frumusețea, adică de frumusețea sau urâțenia, aceasta este dragoste. Aceasta este adevărata dragoste, când un suflet se îndrăgostește de alt suflet prin Dumnezeu, iar în dragoste este viață. 52. Omul de știință atrage prin știință, bogătașul prin bogăție, cel frumos prin frumusețe, cel priceput prin pricepere. Fiecare dintre ei atrage un număr limitat de persoane, întrucât doar dragostea atrage toate ființele omenești. Chemarea iubirii e nemărginită. Și cel învățat și cel neînvățat, și bogatul și săracul, și cel priceput și cel nepriceput, și cel frumos și cel urât, și cel sănătos și cel bolnav, și cel tânăr și cel bătrân, toți vor să fie iubiți. Hristos a întins dragostea sa asupra tuturor și prin dragoste a atras pe toți. La el, prin dragostea sa, el a cuprins pe cei morți și pe cei morți de demult putreziți și uitați de oameni. 53. Omul și mort tot dorește să fie iubit și după moarte se luptă împotriva morții. De aceea mulți se străduiesc prin diate și ctitorii, să se încredințeze de dragostea lor și după ce trec la Domnul. Că să fie pomenit sau să le fie pus în plan testamentele duhovnicești. Omul viu sau mort dorește să fie iubit și deși rudele pot avea și ele dragoste către cele rudele adormite, Hristos a zis: și eu mă voi înălța de pe pământ și pe toți îi voi trage la mine. Ioan capitolul 12, versetul 32. Înălțat pe cruce prin jertfa sa, din dragoste pentru toți, el i-a atras la sine și chiar și pentru sufletele celor morți în iad. Înainte de Hristos nu a existat o învățătură despre Hristos, nici o religie a dragostei. 54. Apostolul dragostei și cuvântului, Sfântul Ioan Evanghelistul, scrie: nu iubiți lumea, nici cele din lume. De iubește cineva lumea, nu este în dragostea Tatălui și dragostea Tatălui nu este într-un dânsul. 1 Ioan capitolul 2, versetul 15. Și lămurește de ce nu trebuie să iubim lumea. Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, nu este de la Tatăl, ci de la lume este. Și lumea se trece cu pofta ei, iar cel ce face voia lui Dumnezeu petrece în veac, rămâne în veac, trăiește în veac. 1 Ioan capitolul 2, versetul 16. Așadar, e vorba de trei lucruri. De pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, mai ales din pricina cunoașterii, care sunt de fapt cele trei străvechi amăgiri prin care Satana a înșelat-o pe Eva, dar nu și pe Hristos, Mântuitorul nostru. 55. Începutul, Sfântul Antonie cel Mare zice: începutul păcatului este pofta, începutul mântuirii și împărăția cerului este dragostea. Că începutul mântuirii și împărăția cea cerească este dragostea. Dragostea și pofta sunt potrivnice.
Cine numește pofta drept dragoste, greșește împotriva dragostei. Căci dragoste este duhovnicească, curată și sfântă, iar pofta este trupească, necurată și nesfântă. Dragostea este nedespățită de adevăr, iar pofta este lipită de înșelare și de minciune. În chip firesc, dragostea adevărată crește statornic în putere și în încântare, fără să țină seama de bătrânețea omului. Pofta însă trece repede și se preface în scârbă și adesea duce la deznădejde, după ce omul îmbătrânește. Să scârbește de cei bătrâni. 56. Ceea ce la necuvântătoare nu este o sândă, la oameni este spre o sândă. Toate cunoștințele noastre despre animale nu ne pot lămuri simțămintele lor lăuntrice. Nu știm ce e în lăuntul lor, doar ceea ce e la vedere. Dar negreșit putem spune că ele trăiesc după firea lor, dar și după voia ziditorului și după darul lui. Dintotdeauna și neschimbat, fiecare în specia ei și fără de păcat. Mai precis, la animale nu poate fi vorba de păcat, dar omul săvârșește păcatul dacă trăiește după pofta animalelor. Și încă mai mult, când el numește aceste pofte cu numele sfânt al dragostei, nu se poate coborî omul până la măsura animalului fără a ajunge mai prejos de animal. Animalele au lucrarea lor firească și o iubire firească, ceea ce ne păcat, dar la om, mergând după pofte, ne trăind duhovnicește, este mai rău ca animal, ca de mai jos ca animal. 57. Dacă cineva spune că omul trebuie să trăiască după legile firii, noi îl întrebăm, dar după care fire? Oare după cea rânduită întâi, fără păcat? Adică firea cea a raiului, așa cum la Dumnezeu l-a zis pe om, sau după cea mai de pe urmă, căzută, umilită, stricată de diavol, strâmbată de patim și încremenită într-o neputințe. Căci Dumnezeu nu l-a zidit pe om precum a zidit toată făptura, ci într-un chip deosebit. Și mai presus de toate, i-a dat puterea asupra întregii făpturi. Prin aceasta, în chip limpede, omul este deosebit de celelalte făpturi ale naturii, de pești, de păsări, de fiare, și este înălțat deasupra tuturor zoologiilor și maimuțologiilor. Hristos a venit să înnoiască cea din tâi și adevărata fire a adevărului. Și numai cine trăiește după această fire reînnoită, trăiește cu adevărat după firea omenească. Zoologia este la picioarele antropologiei. 58. Omul înnoit prin Hristos trăiește într-o fire înnoită, în minte, în inimă și în voință înnoite. În el toate aceste trei măsuri ale sufletului sunt dospite de aluatul Duhului Sfânt, ca astfel toate trei, în aceeași măsură, să adăpostească întru sine dragostea treimică, dragostea cerească cea mai presus de toată cunoștința, conform Efeseni, capitolul 3, versetul 19. De aceea, apostolul și vorbește despre omul cel nou, după asemănarea lui Hristos, Efeseni, capitolul 4, versetul 24. Și tot de aceea, același apostol glăsuiește, cele vechi au trecut, iată noi s-au făcut toate. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. 59.